Și salutări, brother, din delta Dunării, hai că e delta, cu vaporos albastru pe față, cu verzile mele pe mijloc. Am venit la un pescuit micuț, la albitură și la răpitor. Celebrul meu scaun de feeder, o trusă, apă, aparatură, monturile pe care le am și o să vi le arăt și pe TikTok. Monturile pentru răpitor, salteluță, frumos pentru soare, avem o umbrelă, să știți că e foarte bună asta pe care am luat-o. Avem aici niște viermuși, nada vi-o arăt imediat, nada cu care pescuiesc, Dunu Power by Shary Vlog-R. E foarte bună, colează foarte bine și are exact ce trebuie pentru ape curgătoare. Deci, vrei să prinzi pește pe orice apă curgătoare, Dunu Power de la Claumar Pescar e cheie. Minciocul pe zonă, babele pe zonă, o să filmez câteva cadre și cu trăsături, cu vârful cum se mișcă, GoPro-ul la piept, l-am pus pe 180 de grade să filmeze, vă dați seama, wide maxim. Cu această roșie vreau să pescuiesc la șalăuaș. Astăzi am venit doar așa de relax, ca să înțelegeți, la Dunărea noastră frumoasă, fiind și prima din acest sezon de toamnă și, bineînțeles, niciodată ultima. E cam călduț. Uite, bă, dar ce lovește în pragul ăla, bă, și scapă de fiecare dată. Nu, asta n-a scăpat. E micuță plătică. Băi, deci e un prag aici, la câțiva metri, și de nu scapă într-una. Păi nu dau eu după pragul ăla. Uite, nici bine nu ajunge jos, nici nu mai umblu, pentru că am strâns-o bine, am băgat și două pietre aici. O să vă spun eu un secret micuț pe care l-am aflat și care vă cădă roade. Viermuși ăștia nu sunt atinși, deci de aici până aici, cred că sunt vreo 90 de centimetri. Deci la 90 de centimetri mănâncă mereu. Dar uite, nici nu s-a agățat bine. Eu să-mi pune un viermuș. S-a simțit foarte ok peștele, chiar super. Deci chiar mi-a dat speranțe. Adică am venit doar să văd cum merge. Mai e cineva care a venit la grătar. Se-și aude. N-are nimic, că nu deranjează. Nu e ca pe balta cu plată. Uite acolo. Și am luat un fir textil 012. Ce chestia, imediat cum arunc, aștept, nu știu, maxim un minut, două și trage. Nu e problema că îi mai scap datorită firului care, na, e textil, nu are elongație deloc, zero elongație. Ar fi trebuit să pun ce e drept, dar am plecat așa pe rapid, 10-15 cm de elastic de rubeziană. Făcea diferența. Niciodată nu-i târziu. Nu știu, uite la clima, uite. Mamă, și... Nu credă, ia. Se simte, mă, se simte. Da, se simte. Stai să nu vină în pragul ăsta. Uite-l. Ia să vede, da. Ăsta l-am pișcat. A trecut de mal. Da. Aaaa. Ce asta? Ia fiți atenți, frățiori. Omreană mică. Nu pot să cred. Ia uite ce măreană micuță. Aoleu. Unde e? Hai că da. Unde e una, sunt și restul. O mrenuță frumoasă. Prima partidă la Dunăre pe anul ăsta și vor fi mult mai multe. Hai să o eliberăm pe babă și să vină și aia mare. Go. Gata. Nu, a tras ceva puternic și a tras de la jumate, că nu mai am nimic. Oh my god. Dar uite, am mai prins un gubid și mi-l pun pentru răpitor. Perfect. Îmi place că sunt trăsături, dar datorită malului, da, uite, acum a tras la jumate. Și acum o să-i pun doi viermuși, că la capăt, la 90 de centimetri, e un guvid. E bine de verificat din când în când, deoarece dacă se observă bine, ia, uite guvidul. Aha. Uite așa, chiar dacă e mic, îl scot și îl las aici. Uite, am înghițit doi viermuși. Îi las pentru răpitor, că vreau să testez și răpitorul azi, să văd un șalou. Și băgăm un viermuș roșu, puțin roz și unul alb. Și la lansare, în lanseu. Mai cântă și manelele aici. Lumea a venit să se distreze, foarte bine. Nu influențează cu absolut nimic. Peștele în a se hrăni. Atât. Se pare că i-am găsit culcușul, dar trebuie să fac ceva cu malul ăla. Hai, mi-am cumpărat un scaun, nu-i dau numele, un scaun. Uite mă, e la prima. Mamă, ce trăsătură frumoasă, uite, e la ea. E aici, a, uite, 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 acum s-a dus pe nisipul ăla spurcat. No, e aici, e aici, e aici, dar s-a dus peste aia, ia. Ia, s-a dus peste aia, da. Uite-l, uite-l. Uite o plătică frumoasă. Uite aici. Nu, o plătică mai frumusică. Mai măricică. A, uite, na, a ajuns în clips. Gata. Când ajunge în clips, știu că acolo îmi fac un pat de nadă. Hai să vedeți ce fac eu pe viitor. Uite, la jumate, la jumate, la jumate, la jumate, la jumate. La jumate, la jumate, la jumate. Hai că l-am scos, e și agățat și l-am tras și din malul ăla. Mamă, și ce se plimbă pe nisip, că e apa mică. Am nimerit un loc ciudat, rău. Uite, uite pe Mr. Plătică. Tot așa frumusic. Uite. Mamă, ce frumoasă e asta. Oh! Hai că s-a simțit ceva frumos, hai. Ia uite, bă, a început să mănânce pe după masă, mă. Mamă, ce se tărește pe nisip, mor. Ia uite-o, alta. Hei, două, am prins două. Oh my god. Am prins două, nu pot să cred. Două deodată. Ia. Și avem una și încă una. Gata. Două plătici deodată. Oh my god. E greu. Mamă, ce tare. Le-am pe amândouă pe mal, nu pot să cred. Două plătici deodată. Uitați, fraților, ce a început să meargă după masă. Mamă, ce plătică mare asta. Hai că da. Păi uite-mă la cârligul ăla galben, imposibil. Cât de mic e cârligul. Hai că s-a eliberat și asta. Hai că da. Cum sunt sub 5 kg care ar fi limita zilnică? Trebuie să-l completez pe fișa de capturi pe ANPA și azi, cât prind, dar să văd la sfârșit. 2 kg, 2 jumate, 3. Uite la prima! Hai de sus, 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 sus. Aha, uite, aici s-a dus în duna de nisip. Acolo am pierdut eu la pești de... Aveam acum... Oh, e frumos el, e frumos că se simte bine. Uite, se treacă pe nisip. Ah, cred că m-am grăbit, nu m-am grăbit, l-am luat, l-am luat. Oh, bun. A, să țin mâinile cât mai sus, să nu se frece pe nisip. Uite, acum se freacă pe nisip. Uite-l, uite-l. Minciogul, tată, minciogul. Are 4 metri. Minciogul să nu pierd plătica asta. Deși că nu e mare, dar... Gata. Vioară și vouă. Băi, știți care trebuie? Trebuie să mă dau mai înapoi. Uite așa, ca să pun coșulețul aici. Nu prea e bine cu două cârlige, că unul se încurcă. Și ia să vedem la care... Ia să vedem la care cârlig l-am luat. Nu la cel galben, la cârligul de departe. La coadă. Aha, uite o plătică frumoasă. A, deci e bun și cârligașul ăsta. Și ăsta când prinde nu mai iese. Păi da. Corect, corect. Stai aici, stai aici. Hai să te spăl. Hai să nu cumva să fugi. Stați așa băieți să... că s-a murdărit de chirfonel. Stropesc și astea pe aici. Știi ce se poate întâmpla? Uite ăla, lasă-l. Mama, am luat-o din partea ăla. Să ridic mai sus. Ha, ha, ha. Make my day. Trece de duna de nisip. Este, e luat. Uite-l. Uite-l, uite-l. Uite plăticuța. Nu e mare, e micuță. La cârligul, a, și avem și un, bun. Avem și un cuvid. Dar nu răspunde și alău sub nicio formă, nu, nu vrea. Hai repede, sus, 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 sus. Aha, uite aici s-a dus în duna de nisip. Acolo am pierdut eu la pești de... Aveam acum... Oh, e frumos el, e frumos că se simte bine. Ha, ha, ha. Uite, uite, se freacă pe nisip. Oh, e frumoșel, frumoșel. Ia să-l vedem. Unde e? Uite-l, uite-l. Oh, e frumoșică, e frumoșică. Mamă, să vezi că... Stai, 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 să nu se smulgă. Am mingiogul în partea asta. Nu s-a dus. Uite-l aici. Stai, 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 stai. Gata, 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 gata. E frumoșică plătica. Super. Asta e mai măricică și a tras mai frumos. Ui, că e frumos asta. Asta chiar e frumoșic. Așa da. Încă 3-4 de-astea și... A ieșit prăjeala. Mai exact saramura, cât saramura direct scrie pe ele. Direct. Asta e frumoșic. Uite-o la, la asta, la altă. Opa! Mama, am luat-o din partea cealaltă. Oh my god! Să înceapă să mănânce așa una după alta? Da! L-am luat, l-am luat, uite că se simte. Se simte frumos pe trăsătură. Băi, ăștia e bun! Uite-l! E mai micuță, dar a venit la mine în... Uite! Uite! A căutat adevărul plătica. Sus, 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 sus repede, dar e luat. Sus repede să nu se ducă în duna aia de nisip. Sper să nu vină oamenii aia. L-am luat. S-a agățat cu ăsta, s-a agățat cu ăsta, nu? Da. Am luat și o pește. Și am prins un morunaș micuț pe zonă pe care, sincer să fiu, îl eliberam. Ăștia care sunt mai mici, le dăm drumul. Vreau și un morunaș mare. Morunașul e cel mai dulce. Eu îl consider foarte dulce. Hai, go, 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 go. Hai, du-te. E foarte dulce. De la mijloc, da, să știi că s-ar putea la mijloc. Uite, uite, tot aici e, mă. Maică, da! Mamă, ce pe sus, sus, sus. Am prins un pește. Ăsta e carașel? A, e primul caras, în sau? E caras, mă? Da, e carașel. Primul carașel de Dunăre pe anul ăsta, dar s-a agățat cu cealaltă. Ah, my God. Gata. Ia auzi-l pe Narcișe, cântam o vorbă de când era mic. Da, a venit primul carașel frumos. Gata. A, uite ce ușor era agățat. Ce le-am agățat, băi, frate, pe... Nu pot să cred. Un carașel frumușel. De Dunăric. Nu, hai să o scot. Opa! Trebuie să-mi bagă undă la aici. Ia să vă se simte. Când o aduc ușor, da, e în ea. Sau se freacă pe nisip. A, e în ea, mă, e în ea. Era în ea. Doamna plătică. Uite-l aici. Era în ea de atunci, de când a tras. De câteva secunde. Bun. E bine. Ca să am grijă și de vârf. Frumoasă plăticuță. Uite-o. Frumușic. să vină și cu surorile ei mai mari, atrage și la prima. Bravo. Ziceți că era 1, nu? Da, era 1. Ah, shit. L-am luat. L-am luat aici. Aici l-am luat. Sper să nu-l scap acolo, că se zbătea frumos. Hai, fetile, ha. Au ce fug peștișorii. E aici, e aici. Plăticuța. Uite-o. Gata, stai. Bă, și-a zis ca să nu o prind așa. Hai, fata mea, vii la mine. Îngăleată. Așa că n-ai cum să mai scap de aici. Uite energie pe ea. Hai că da. Ce frumos a tras plăticuța. Bravo, fata mea. Bravo. L-am luat la jumate, ce înseamnă firul cu elongație. Dacă aveam o gumă, dădeam rușine. Uite, acum se freacă pe nisip. E duna aia. O, e frumos asta. Mamă, ce frumos e, ce bine trage. Oh my god. Haide, broadere. Arată-te. Hai, fetile, hai. O, e frumos, ești... Ah, s-a dus peste ălalalt. Da. Dar uite ce bine trage. Ce e așa frumos, mă? Mamă, ce frumos trage, ești prost. Hei, ce mare e! Mamă, ce frumos e! E mare, ies. Ce asta, măreană? Să dau rușine la toată lumea. Sau e... Mamă, ce frumos e! Ia uite ce frumos e! E mai mare, așa, da, cocoș. Hai, hai, gata! Ia fiți atenți aici ce frumos e ăsta, da, ăsta se reține frumos. Ia uite, mă, așa, da, la kilogram. E, altă treabă. Stai. Hai că da. E cum e, frățiori? Ăsta e frumos. Uite energie pe el. Ha? Uuu, tată, uuu. Ia uite-l, frate, ce frumos e. Ha? Arată și el sexy. Pe butonul ăsta lui, de nas. Frumos. Așa, da. Să mai prindem 2-3 bucăți, că e gustos rău. De pe înserate, știți că nu mai e o oportunitate bună de a prinde. Uite la jumate. Uite, aici o să se frece și aici, dacă trece de dâmbul ăsta, îl iau. Dacă nu trece de dâmbul ăsta, l-am pierdut. Văzut? S-a înfipt în dâmb și l-am scăpat. Hai de capul meu, m-am săturat. Băi, lume frumoasă, m-am săturat de câți pești i-am simțit în lansetă, dacă vreți să mă credeți. Băi, câți zeci de pești i-am simțit în lansetă și când dădeam în duna aia de nisip, gata, se lua lumina. Scăpau în duna aia. Pe ce prindeam eu azi, de rupeam pământul, mă. Băi, bine, rău. Ce vrei să zic? Decât... Vreau să-mi spui că l-ai omorât. L-am omorât. L-am distrus. L-ai distrus, e? Da. Scapă că... Îl pierd aici, în nisip. Când ajunge în duna aia, te n-am pierdut la pește aici. Mamă, ce trăsătură puternică, o să vă pun pe cameră dacă mai filmează, dacă mai are baterii. Mamă, așa trăsătură, frățiuer. Oh my god. Trebuie să văd dacă mai e aici. Este, că trage bine. Mamă, frumușel, mi se pare mie că e caras. Ia. E ciortan. Bă, câte specii, mamă, ciortănași. Na, mă, că am prins și ciortănași. Mamă, așa s-a specie pe care o prind la Dunăre azi. Ia uite. Nu pot să cred. Ciortan, băieți. A, dacă am dat cu porumb. Băi, ce credeți, mă, na? Dacă am dat cu porumb, a venit și ciortănelul. Ca să vedeți și voi. Da, am luat porumb de la cineva, că a adus un butoi. Ia uite ce ciortan frumos de Dunăre. Bă, unde sunt părinții tăi, mă? Crezi că nu dau eu de ei? Băi, mamă, dar ce șui e! Oh my god, ce frumos e! Stați un pic. Oh my god, ce șuie, ce frumos e! Ciortănașul. Crapul de Dunăre, hai că da! Uite, acum le eliberăm. Hai, du-te. Dă așa ca să dau camera așa să se vadă. Uite, uite, hai, hai. Uite. Cum să reții așa ceva, mă, nebunic? Never. Peste 1,5 kg, poate. Hai, unule, hai. Da, e la ea, hă? Ia. Se întinde ușor, uite. Ia să vedem. E în ea, e în ea, e în ea, l-am luat. E în ea. Să nu zici că a scăpat. Bă, nu se poate, bă, nu se poate, nu există, bă. Hai de capul meu. Doamne, cum le pierzi, bă, băiatule, bă. Le pierd că se lovește de... Ia uite ce... Ia uite ce pe piciorușele astea. Le pierd în scoicile alea, în malul ăla. Aoleu. Hai, hai, hai. Uite, 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 uite. E în ea, mă, ia să vezi că e în ea. E în ea, mă. Aoleu, futu-ți nisipul tău, mamă. E în ea, e în ea. V-am zis că e în ea și e frumos. E frumos, dacă zic. Doamne, nu pot să cred că a scăpat. Ah, my God. Este, e la ea, e la ea. E la ea luată. Hai, Doamne, adă peștele la mare la mine, Doamne. Adă mreana aia mare, Doamne. Sau scobarul la mare. E un? Un? Să bată tobele? O plătică. Am crezut că e altceva. Bun, o plăticuță. Poate a început pe seara acum să mai mănânce, că a făcut o pauză mică. Da, când e trăsătura corectă, și peștele vine corect. Cu talent, așa. Nu? Un pic indecent, așa. Că da, o veste proastă, au început țânțarii. Chiar sunt foarte mulți. Chiar au început să vină din ce în ce mai mulți, nu-i problemă, am cu ce să mă hrănesc. Am balistorul de la broaderii mei, Claumar, și să știți că face treaba. Uite, acum o să mă dau, chiar nu m-am dat, dar am zis ca să fac și încheierea frumoasă, după cum se observă acel apus minunat, bate în vapor soarele, e altă treabă, mă, e altceva, mă, frumos. Frumos, frumos foc, nu țânțarii ne sperie pe noi. Ci timpul, că nu avem timp să ne distrăm atât de mult pe cât ne-am dorit și eu aș sta 7 zile, dar crezi că nu o să fac combinația asta, să vedeți rezultatul după 7 zile. Prind pește, indiferent cât prind, îl arunc în apă. Prind și ultima zi când pescuiesc, atunci o să-mi iau și eu 4-5 kg de pește și bineînțeles în timpul în care stau la pește o să mănânc pește ce prind. A, nu să-mi iau așa în prostie acasă. Facem și noi o încheiere frumoasă. Să știți că o să las foarte curat locul pe unde sunt aici. Nu mai vedeți nimic, o să le strâng acum pe toate. Plec și eu acasă. Eu cred că o să mă dau cu soluție de țânțari și o să mai stau vreo... Adică, uite câtă nadă mai am. Mai am pentru 15 coșulețe, să zic așa, 15 lanseuri. Mai stau un pic. Mai am pirmuși, oricum nu e bai. V-am arătat care e nada la început, Dunu Power, by Shary Vlog-R, de la Claumar Pescar. O recomand pentru orice tip de apă curgătoare, pare să fie cea mai bună. La ora actuală, deși că e la început, vă garantează capturi impresionante. Hai că da, să știți că e foarte bună. Are absolut tot ce trebuie în ea. Și ca și captură, eu zic că am vreo 3 kg de pește aici. 3 kg, nu? Ce părere aveți? Caras frumos, de fapt un caras, ce vorbesc eu, am un carașel, un scobar, plătică, cred că sunt vreo 3, aici e o piatră, piatra asta am pus-o ca să stea sacul în apă, vreau să văd ce prind până mai pe seară, dar poate nu se va vede, ok, și cred că ajunge, da, eu zic că am vreo 3 kg, e ok captura, Ce mai stau? Vreo o oră maxim, o oră jumate. Asta ca să vă arăt captura așa la final. Haidei! Am fac o saramură frumoasă. O să fac un vlog când fac saramura. Mă buze ăștia pe la ureche, dar na, nu mă las. O să pun și trăsăturile pe cameră, frumos. O să le vedeți pe toate. Bine, mai mult ca sigur le-ați văzut dacă ați ajuns la partea asta. Și ne revedem într-o partidă șmecheră. În curând, brate. Pe TikTok, pe Instagram, pe Facebook, Shary Vlog-R. Vă las în descriere link-urile de la toate rețelele mele de socializare. Vă iubesc, vă mulțumesc că sunteți alături de mine și pe TikTok, secțiunea serii, o grămadă de tutoriale, monturi de dunăre, pentru feeder, pentru undiță, absolut tot.